znowu wyłączy mi te siadłacze, kiedy to się ci zejdzie, to fala. Fabryka pionera. Eksplodarze, eksplodarze, da, da. Gramy na zarola telefon. No fale, no on to muszę wytałeś. Muszę wytałeś. Uciędą fabryka pionera. Depun mandatul de prim-ministru. Este o greșeală și mi-o asum. Târziu, foarte târziu, guvernul a demisionat. A fost nevoie să moară oameni ca această demisie să se producă. Astăzi, din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Este o zi neagră de doliu pentru națiunea română. Indiferent care va fi concluzia anchetelor cu privire la cauzele incendiului, cei care au pierit astăzi nu vor mai putea fi aduși înapoi și vor lăsa un gol imens în urma lor. Am cerut premierului și ministrului sănătății să ia toate măsurile necesare și să facă absolut tot ce este posibil pentru a preveni ca un alt accident să se mai întâmple în spitalele din țară. Nu cred că e foarte complicat să înțelegem totuși care este diferența între aceste două abordări. Bine v-am regăsit, prieteni! Început de săptămână marcat de tragedii, convulsii sociale și scandaluri explozive. Urmăriți o ediție specială, una în care veți afla lucruri incredibile din țară și din afara ei. Iată titlurile seriei. Incendiile din spitalele COVID au ajuns o obișnuință în România. La 3 zile de la tragedia de la Constanța, nimeni nu și-a dat demisia, exact așa cum s-a întâmplat în precedentele situații. Și dacă statul român a eșuat în a-și proteja cetățenii, acceptăm asta și gata? Lovitură de proporții dată celei mai mari rețele de fraudare a fiscului. Din ea fac parte politicieni de renume, miliardari, celebrități. Nu o să vă vină să credeți ce nume grele au ocolit sistemul de taxe pentru a-și depune averile în paradisuri financiare. Cel mai bogat și mai misterios român a murit în condiții tragice, lăsând în urmă o avere estimată la 3 miliarde de euro. Cine va moșteni acest adevărat imperiu, aflați în scurt timp. Declarația zilei vine din Norvegia, țara care de curând a suspendat total restricțiile. Ce oficial guvernamental susține că gripa comună este mai periculoasă decât boala COVID și de ce, vă spunem noi. Noua ordine mondială nu mai este o teorie conspiraționistă. Politicieni și oficiali de rang înalt din Europa și-au propus înființarea unui Consiliu Global pentru Sănătate și Finanțe. Care ar urma să fie misiunea acestui adevărat guvern mondial, aflați de la noi. Lista scurtă cu politicieni care ar putea să ia locul lui Florin Câțu în cazul în care guvernul cade mâine. Hai să aflăm care va fi lista scurtă, dar avem multe alte lucruri de discutat. Ați văzut o ediție extrem de consistentă, puternică, cu subiecte de primă mână. În platoul nostru, Sarmiza Andronic, bună seara. Lavinia Șandru, bună seara. Bună și la mijloc, Cornel Tăbăcaru, bună seara. Bine ați venit. L-am văzut pe președintele Iohannis, în cazul în care am uitat, după colectiv, menționând faptul că premierul de atunci a dat foarte greu demisia, în urma tragediei care a marcat o țară întreagă. Suntem după, am făcut un calcul, al 12-lea incendiu din guvernarea liberală, din spitale. 12 incendii. E adevărat că nu toate sunt soldate cu victime, sunt doar vreo 3 la spitale mari și unul, dacă încă unul, la ATI-ul mobil de la Victor Babeș. Avem Piatra Neamț, da? Avem Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș cu 20 de decese și avem acum Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța cu 7 morți.
cum spunea Raed Arafat, din fericire au fost 7 morți și nu 9. Nu și-a dat nimeni demisia. Premierul Câțu a cerut demisia managerului acestei unități. Am ajuns să privim ca pe o chestie comună, normală României, aceste incidente. Nu ne mai doare faptul că sunt oameni care mor, care și așa erau loviți de soartă, aveau COVID și erau în secțiile de terapie intensivă și care sfârșesc în spitale. Ce se întâmplă cu noi? Adică ce mai trebuie să se întâmple cu această țară? Asta este o întrebare pe care ne-am pus-o și când a fost incendiu de la Piatra Neamț. Câtă lume ar trebui să mai sufere? Câți oameni, apropo de ce spunea președintele Iohannis? Și da, observația și materialul sunt unele foarte bune, adică în sensul că ați dat materialul de la colectiv și pe urmă materialul de acum, diferența de ton este de la cer la pământ. Adică o abordare diferită, dar același Klaus Iohannis. Eu nu știu de ce, și iartă-mă că spun asta, dar chiar nu mai simt așa nevoia să comentez ce spune președintele României, pentru că mi se pare că n-am ce să comentez, adică e atât de jos în comunicare și atât de puțin empatic sau deloc empatic, încât mi-e greu să comentez omul ăsta, parcă nu ar face parte din statul român, parcă nu ar face parte dintre noi. Și nici nu cred că face parte, iartă-mă, cred că nu. Unii români așa cred, sau mulți români așa cred. Uite, pe de altă parte sunt și are în continuare fanii lui. Doar atâta vreau să spun, că am ajuns să ne fie teamă să ne îmbolnăvim și să ajungem în spital, pentru că ajungem acolo cu o boală și, Doamne ferește, nu mai plecăm de acolo. Europa ne face praf. Am lecturat presa din afara țării astăzi, este nenorocire legat de ce se întâmplă în România. A doua zi, președintele pleacă la Aachen, în Germania, își ia un premiu acolo, și postează foarte mulțumit de impactul pe care acest premiu ar trebui să-l aibă pentru România. Sunt convins că pentru cariera domniei sale, sau bănuiesc că pentru cariera domniei sale, este un punct important, cariera ulterioară în momentul în care va ieși din funcția prezidențială. Cum ți s-a părut la linie această situație? Cred că pentru cariera domniei sale era mult mai important, după nenorocirea de la Constanța, să facă altceva, nu să meargă să știe ce premiu. Putea să trimită pe cineva, își prezenta scuzele, spunea că asta e situația în țara lui, nu se supăra nimeni, înțelegea toată lumea și nu ne făcea praf Europa așa cum ne face de două zile. Crede-mă. În locul lui făceam o celulă de criză, România este în criză, pot ca și președinte să adun CSAT-ul sau pot să fac ce, mă duc la ședință de guvern, fac orice, da, și verific eu, coordonez eu exact toată situația în momentul de față, verific toate actele normative care n-au fost respectate, pentru că la Constanța nu s-au respectat o mulțime de măsuri, o mulțime de documente, o mulțime de ordine de ministru, atenție, care erau în condițiile vigoare, în care acest spital este totuși unul dintre cele mai bine finanțate spitale de acest tip din România. La ora actuală, noi, în ceea ce privește... Mădălin, și închei. Da, te rog. La ora actuală, noi, în ceea ce privește... toată disciplina asta cu privire la COVID, avem o harababură de nedescris. De la ce se întâmplă la ATI, cu toate incendiile pe care le avem, pentru că nu sunt respectate normele în vigoare, atenție, nu din alte motive, dar nimeni nu stă să se uite cum au funcționat lucrurile, cum ar fi trebuit să funcționeze și cum funcționează, da? Și până la cum se comportă și care sunt procedurile prin care trebuie să treci când te duci la UPU. Știi că un om care, în momentul de față, dacă simte că nu mai are gust, nu mai are miros, are COVID, se testează acasă și vrea să meargă pentru că nu poate să respire, vrea să meargă la un spital, merge la o unitate de primiri urgente și riscă să stea acolo cu pneumonie în formare câte 15-20 de ore? Cum, în frig? Pe baza cărei proceduri bine gândite sub scară, moare el acolo? La propriu. Deci nu se poate să lași lucrurile să... În locul lui Klaus Iohannis, făceam eu o celulă de criză și vedeam ce avem, ce funcționează, ce nu funcționează. Dar s-a mai întâlnit după Piatra Neamț, nu e o soluție bine, să ies. Am mai făcut o celulă de asta și după celula aia de criză ce se întâmplă? După celula aia de criză, vedem exact ce mai modificăm, vedem exact cine este vinovat și nu o să mai avem încă o Piatra Neamț, încă o Costa. Stați un pic, înainte de orice continuare a discuției, vreau să vă spun așa. În aprilie, guvernul a dat o hotărâre, o ordonanță, prin care s-au suspendat vizitele de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare. Deci, practic, acum, după ce guvernul a suspendat orice
tentativă de a evalua, de a evalua exact. Unitățile sanitare, acum de ce cine să spun responsabil? Un manager care n-avea mijloace prin care putea și să facă asta. Premierul tipă că noi nu suntem pregătiți pentru valul 4 după ce tu ne spui că el a dat o astfel de ordonanță? Da, uite-o aici. Uite-o aici. Este o ordonanță cu toate punctele ei, cu articole, cu tot. În aprilie... Suspendăm vizitele de evaluare, da. S-a întâmplat asta. La articolul 2, alineatul 1. Dar există o motivație pentru asta? Nu știu, frate, deci nu, chiar nu înțeleg. Adică... În vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 pe durata stării de alertă. Așa? Declarată în condițiile legii la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acestea, se suspendă vizitele asta de evaluare logica în vederea acreditării unității sanitare. Sărmiza, că dacă nu mai verifici, poți să faci ca lucrurile să funcționeze așa cum îți dorești tu. Prost! Oameni buni, cuvântul este nepăsare. Nepăsare de la ministru, nepăsare de la directorul de spital, nepăsare de la șeful echipei de meseriași, nepăsare din partea electricianului. Trebuie să știm cu toții, și noi acum spunem ce spune tot poporul, că această nepăsare e un nor așa, care deja acoperă din ce ați uitat ce pe cineva. România. Ați uitat pe cineva și poate ar fi important să punctăm. Vă rog. Acea secție cu 10 paturi la ATI trebuia să fie supravegheată 24 din 24 și acolo e nepăsare. Da, eu vă spuneam deja de o nepăsare generală. Și acolo. Și acum. Eu am și o boală, ca orice om care se uită de dimineață până seară și dacă doarme puțin să mă uită și pe seară. Dom'le, când s-a înființat partidul ăsta Salvați România, ei au venit la un moment de cumpănă. Da? Și au zis, de-aia ne și numim Salvați România, că noi o vom salva. Deci măsurile pe care ei ar fi trebuit să le ia în ministerele care le-au primit, trebuiau să fie excepționale de salvare. Da? Bun. Ce au primit? Sănătatea. Pentru că erau la pământ. Păi, când noi în Ministerul Sănătății facem numai politică, ne gândim numai la bani, facem numai plimbări. E un domn ungureanu sau ceva prin Parlament care zice că e cu comisia asta medicală, da? Care îi dă de dimineață până seara cu medicina și l-am văzut că se laudă că domnul ministru, cum îl chema pe ăla, Voiculescu, da, a fost un performant, dar a avut cineva ceva cu el și l-a mai văzut spunând că marea lui realizare este că el a fost la un spital și s-a ocupat de dezinsecție și urmare vizite lui spitalul a fost dezinfectat. Vă dați seama cam pe unde ne aflăm noi, așa, ca țărișoară. Numărul 2, ce nu știe nenea ăsta, e că noi, unii dintre noi, avem așa urechile mai lungi. Și, de exemplu, ar trebui să știe acum populația, ceea ce nu prea s-a spus în presă, sau poate nu s-a spus deloc, că nenea s-a dus cu niște copii care trebuiau să facă dializă în Grecia, să îi însoțească. Da? Nu măsa, nu taxul, nu, el. Vă dați seama... Foarte implicat. Cam care, așa, asta am vrut să vă spun, că eu sunt un om răutăcios de felul meu și n-am putut să am acest cuvânt de apreciere. E de vină ungureanu că au luat foc toate spitalele? Nu. Doamne ferește, asta ar fi culme. Nu e de vină nici Voiculescu, nu e de vină nimeni, nici noi trei. De ce nu e de vină? De ce nu e de vină Voiculescu? Păi nu mai e de vină atunci nimeni. Păi domnule, pe mie dacă mă alegi mie deputat în Marea Adunare Națională și mă pui cu sănătatea, ia mama dracului, le pun masa în cap la toți. Bă, ia ascultați aici la mine. Și mă duc și l-am prins pe ăla cu priza nu știu cum. Păi electricianul ăla a doua zi nu mai are pâine. Să ducă, bă, să lucreze în Grecia, unde vrea el. Eu am construit un singur spital, asta o știe toată lumea, da, după 90, da? Vedeți, vorbind de bani. Păi da, banii sunt pe parandăr. Carpalea pe care le aveam, trebuia să le adaptăm așa. Toată lumea și ea a spus foarte bine, Lavinia, e și eu, domnule, a fost un spital finanțat cu tare, pe parandăr. Niciodată. Eu acum mai am și eu niște oameni care vorbesc. Le-a spus așa, vreo doi de la Bruxelles, care au ceva funcțioare. Zic, bă, terminați cu prostiile. Că o să facem noi de, nu știu, de un miliard. Nu, mă, nu. Socotiți de 500 de milioane. Atât. Să știți că la obiective vor ajunge 500 de milioane. Restul, fezabilitate. Consultanță. Consultanță de nu ne consultăm, de ne spargem. Și, într-adevăr, jumate, să dea Dumnezeu, că din banii ei ajung la obiectiv. Asta e vrăjeală, da?
Dar în cazul construcțiilor de căi ferate n-au ajuns nici măcar ăștia. Dacă vrei să obții, să autorizezi la ISU un spital, adică bani care merg la statul român, da? Da. Știi cât costă? Nu. 1 milion de euro. Dar mi se pare normal. Da, nu? Da! Există un milion de euro ca să autorizezi la ISU, da. Cât ai putea să cumperi de milionul de euro? Domnule, ori suntem ca afară, ori nu. Vrem o țară ca afară, unde milioanele de euro stau la colțul, la semafor, nu vă mai una, două, vă mirați de milion. La cei de la USR, asta nu-mi place. Domnul Tăbăcaru, discuția despre USR, mă uitam la cât de ipocriți sunt și o să spun de ce. Pentru că imediat după accident am vorbit cu o doamnă deputat de la USR care a venit să strige că acel spital nu a primit bani, că ea de aia a intrat în politică să facă ordine la spitalul respectiv, că avea o chestie țintită. Păi acum... Acum spui lucrurile astea când tu nu mai ești la guvernare, dar ai fost atâta timp, ai avut Ministerul Sănătății, ai avut ușile deschise, fiind de la același partid, da? A spus în plină emisiune și îți spun de ce spun chestia asta cu ipocrizia, că Vlad Voiculescu și cu doamna, cum o cheamă? Respectivă. Cu doamna care a fost, îmi scap acum cum o cheamă, au fost cei mai buni ministri ai sănătății în ultimii 30 de ani. Păi cum poți tu să spui așa ceva când în continuare avem morți în spitale? Din cauza... Nu cred că mai există o țară în acest moment, în lume. Nu există o țară în lume în care să se întâmple astfel de lucruri. Mi se pare inimaginabil. Așa este. Adică... Nu trebuie să ajungem nici în extrema ilaltă. Ce ar fi făcut Ceaușescu în astfel de situație? E de-a dreptul absurd ce ni se întâmplă nouă. Chiar trăim într-un teatru al absurdului. E absurd ce nu ar fi trebuit. Dacă la tine acasă, ție acasă nu s-a întâmplat ca o priză să te mai strice, da? Și poate să apară și o flamă? Dar ce faci? O stingi imediat. Înseamnă că în acel salon de la ATI nu a fost nimeni. Și știu ce spun. Și mai e ceva și cu... Nici la Matei Balci, nici la Piatra Neamț. La Piatra Neamț a fost un domn, un doctor săracu. Da. Săracu. Săracu. Chiar, ăla chiar e un erou. Da. Chiar un erou. Da. Sau, mă rog, un doctor adevărat. Da. Un cadru medical adevărat. E și de bobor. E de bobor pentru că, să vă spun ceva, pe înțărișoarele alea pe unde stau eu, Doamne ferește, să fi rămas 7 familii în doliu. 7 ori 7 nași, da. Cu 7 fin, cu 7 cu metri, multit și multiplicat ori 7. Dă nu ieșau aia pe stradă, cu bătile, cu pietrile, dă-i lua mama dracului. Nu vedeți că n-a ieșit nimeni? Păi da, pentru că acolo este o excepție. La noi se întâmplă, noi ar trebui să ieșim în fiecare săptămână pentru ceva în stradă. În halul ăsta am ajuns. Și cum spuneam mai devreme, este cel mai grav lucru care se întâmplă azi, astăzi în țara noastră. Faptul că dacă ne îmbolnăvim, ne e teamă să mergem la spital. Când ar trebui ca spitalul să fie o speranță pentru noi, când medicul ar trebui să fie o speranță, când el săracul n-are cu ce să-și facă treaba. Ba mai mult decât atât, iată, mori din cauza unei neglijențe și a unei superficialități. Deci avem o criză abordată în stil românesc. Suntem pe locuri codașe la vaccinare, dar asta să zicem că pentru o bună parte a populației care nu se vaccinează, nu e o problemă. Vorbeam de Ungaria. O secundă cu locuri codașe la vaccinare. Da. Că tot vorbim despre acest ministru campion al sănătății Vlad Voiculescu, da? Acest ministru campion al sănătății Vlad Voiculescu, vă aduceți aminte că la începutul anului arăta cu degetele 1000 și ceva de români care nu știu ce au făcut și au trecut peste rând și s-au vaccinat? Da. Nesimțiții s-au vaccinat cu tupeu. Auzi, bă, frate, bă. Automat foarte mulți au zis, domnule, nu mă mai duc să mă vaccinez, mă fac de râs, mă arată cu degetele. A fost una dintre marile probleme în debutul aceste campanii de vaccinare. Tu în loc să zici, măi, vaccinați-vă toți, vă rămâne vaccin, vaccinați-vă toți pe care puteți să-i vaccinați, haideți odată. Nu! Ăștia cu ori tu zici, ăia sunt niște idioți, niște cretini. A ieșit directorul Universității Babeș-Bolyai, așa un psiholog celebru și care a spus clar, eșecul campaniei de vaccinare din România ține strict de aroganța autorităților, de modul în care au abordat această campanie. Iar acum, nu știu dacă e o aroganță, dar eu asemenea jumanfișist nu cred că am văzut în vreo țară. Nu știu ce se întâmplă, adică nu știu cum pot să traduc în termen de administrație publică și de reacție socială pe de altă parte. Sigur, am avut 30.000 de oameni, să zicem 20 ceva de mii, sâmbătă în București pe străzi, care au strigat tot felul de lucruri, mobilizat sau nu de un partid, contează mai puțin. Oricum, mai mult decât s-a întâmplat până acum. Și e clar că pe undeva, în vreun cazan,
specific românesc, acum lucrurile încep să fiarbă foarte tare. Probabil că la un moment dat, în stilul românesc, se va întâmpla ceva dacă evoluția administrației în continuare aceeași. Însă, mi se pare inimaginabil, adică nu știu în ce grad de cinism pot încadra aceste declarații publice și acest jumanfișism, adică, bă, au murit niște oameni la Constanța, nu știu câta oară, mâine, mai important decât vine moțiune. Știi de ce, Mădălin? Pentru că noi ne-am obișnuit toți să dăm vina pe un sistem. Oamenii ăștia vinovați nu au fețe, nu au nume și prenume. E cel mai comod. Înțelegi? Da. Adică vorbim despre faptul că sistemul de sănătate este la pământ. Nu spunem X și Y nu și-au făcut treaba. Despre asta vorbim acum. Despre felul în care oamenii nu-și fac treaba. Cine sunt acești oameni? Eu cred că dacă noi am avea vinovați cu nume și prenume, lucrurile ar sta altfel. S-ar scuza, dă-i măsă, nu? Deci, domnul Mândălin, domnule, nu e nimic nou. Nu e nimic nou. Chiar ar trebui să-i cunoaștem. Bun, deci nu e nimic nou. Bă, nene, cea mai mare parte a nevaccinaților sunt de la țară. Eu mă duc de două ori pe săptămână la țară, sunt din Munții Buzăului, că mi-e drag. Lumea zice, unsă mă duc, domn Cornel, la Buzău. Că până vine rata, până mă duc, stau la râm, până dau bani, până... E greu să vii așa, așa la noi în sătuc. Dom'le, pe vremuri venea... Deci, nu-i nimic nou. Puneți-mă mâine la sănătate și... Dom'le, venea caravana. Venea autobuzul ăla. Te urcai pe ușă, coborai pe aia. Copilul primea o ciocolată, omul primea un pachetel de trei sandvișuri acolo alea și o zi liber la servici să vaccina lumea. I-a duceai vaccinul la nas. Și vă spun eu că s-ar fi vaccinat. Bun, la noi problemele sunt multiple. Prevenția... Acum, în Los Angeles, adică să fugim de la Grăjdana la Los Angeles. Cum îi vaccinăm pe tineri? Foarte simplu. Tot o caravană, cu mâncărică, lângă camp, hamburger. Lângă iarbă, cu bravo, cu hamburger. Burger, da. La ora prânzului, că nu te duci la 10, că pierzi timpul. Și nici la 2. Du-te frumos la lunch, dai din goarna aia, vină aia, bă, mi-e foame, nu prea avem bani. Habă, ne vaccinăm. Se duce să vaccinează și a pachetul și gata. Cine e rușine la noi? Că a dat doi mici, Noi avem, am început să dezvoltăm o invidie, sigur, sper să fie pozitivă până la urmă, față de Ungaria. Deci ungurii în acest moment sunt în scenariu verde. Au o rată de infectare de sub 1%. 0,5-0,6%. Și vaccinați câți? 56%. 56%. Au fabrici care produc vaccinuri. Au fabrici care produc medicamente, mai multe din aceste antivirale și le pun la dispoziția cetățenilor în farmacii. Ăsta este unul din aspectele. Nu numai zic că i-au lăsat să se vaccineze cu ce a vrut. Românii noștri care locuiesc aproape de graniță trec în Ungaria și cumpără medicamente. Cu Sputnik, cu CureVac, cu Pfizer, cu Moderna, cu Johnson, cu AstraZeneca, cu de toate. I-au lăsat să se vaccineze. Ungurii nu călătoresc cum călătoresc românii. Ăștia sunt foarte naționaliști. Au Balatonul și Budapesta, le e suficient. Și s-au vaccinat cu de toate. Au avut medicamente de peste tot, au avut rețete de la medicii de familie, prescripții, au făcut prevenție și în acest moment sunt bine mersi, au 0,5 sau 0,6% rată de Mădălin, infectare. Treaba asta cu medicamentele este capitală, să vă spun asta, de ce. Asta. Domnule, pe vremuri, alea care le-am trăit și nu mai ajungeam în spitale să moară, poate aveam mai puțin oameni la tine. Voi sunteți tineri. Bă, nene, România n-a importat niciodată blugi. N-a importat. Și Adrian Păunescu striga la cenaclu generație în blugi. De unde? De la Bișniță. Deci se știa, era piulița, mi se slăbită, ca să intre blugi. Păi mă, când tu știi că lumea, cum a zis acum la Vinea, trece granița, aduc piloții de la Moscova, se ducă ăștia la Chișinău. Când din tu Ucraina, știi că e practica asta, ce alt marketing îți mai trebuie ca să umpli farmaciile cu de-alea? Lasă lumea să ia hapuri de astea, că e de la, asta că spun, de la... Ajungeau mai puțin la ATI, mai puțin consum de energie electrică, mai puțin în situație. Păi, dar ce trebuie? Mai puțin dar ce să fac cu Voiconescu ăsta? Ce să fac cu copilul ăla înțărcat? Ce să faci cu ăla când unchiul să-i băgase în cap numai de alea? Și dai seama, eu când l-am văzut toată, mă iertați, trec de la una la alta. Bă, eu când l-am văzut pe Barna, care nu mai era viceprim-ministru, cum îi deschidea la ușa și cum s-o urca el în limuzină. Domnul Mădălin Ionescu, eu sunt public, am fost primul milionar al țării. Și acum e rușine, bre, să ridice, să deschidă la ușa. Lasă-o, dracule, bă, că o deschid eu. Acum, Nea Cornel de la Grăjdana nu poate să urce în mașinuță, că îi trage eu la ușa. Hai, sic-te. Deci, cum e posibil ca acești gheorțani să ajungă în fruntea țării? Cum? Și să zici tu că drulă de basculă
a fost cel mai performant ministru al transportului. Bă, și dacă era Hărnicuț în 8 luni, nu poți să-l declari cel mai performant din ultimii 30 de ani. Doar dacă nu e zdravă la cap. Nu, dar asta a fost politica celor de la USR. Partidul Național Liberal poate și mai critică pe aici, pe acolo, câte un ministru sau poate nu-l ridică în slăvi atât, dar USR-ul a practicat această politică de a merge cu miniștrii gen Bianca Dăncilă. Din prima guvernare, chestie de marketing. Ei se promovează gen Bianca Drăgușan. N-aș face asocierile astea. Bianca știe că îi fac un bine, că îi pomenesc numele. Marketingul ăsta trebuie să fie și el. Contează. Orice tip de marketing numai să fie marketing. Păi da, atunci ce mai e? Marketingul ăsta politic nu funcționează așa cum face partidul acesta. Pentru că au ajuns să fie penibili. Uite, eu nu am văzut pe nimeni care să spună, da, uite, Voiculescu a fost un, sau, cum o cheamă mai pe ministru? Ioana Mihăilă? Ioana Mihăilă, așa că nu aveam un lapsus. Deci, cei doi miniștri, nu poți să spui că au fost atât de buni sau și să nu fii cu niciun fel de argument. Eu vreau să te întreb, după al 12-lea incendiu, dintre care 4 soldate cu victime, trebuia să-și dea cineva demisia ca să încheiem această poveste. Dar ce rezolvăm cu asta? Electricianul. Bă, măcar în chestii de onoare. Nu, întreb dacă lucrul ăsta se impunea sau nu. Electricianul. Mădălin, da, trebuia să-și dea demisia cineva. Ar fi trebuit să-și dea demisia. Dar nu rezolvă asta problema. Toți în ordine. Nu, toți acolo, de la cap până jos. Da? Toți. Și ar fi trebuit să... Ce? Mădălin, au murit oameni, nu-i suficient de să își dea demisia. Da. Tu da. Înțelegi? Eu vreau să văd oamenii aia vinovați. Înțelege? Vreau să văd fețe, vreau să văd nume. Altfel, nu se va teme nimeni. Pe de o parte se... Domnule, nimeni nu va termina. Pe de o parte, cam așa. Sunt foarte stricți. Când trebuie să te țină acolo în frig, la unități de primiri urgente, chiar dacă tu ai pneumonie, că nu o vezi, Doamne, patru unde se ducă. Da, domnule, dar hai să modificăm procedura, să te pot trimite acasă, să-ți dau voie să-ți cumperi medicamente pe care să le găsești în farmacii și nu să le aduci de dincolo de graniță, să te tratezi la căldură acasă. Dacă acasă poți să-ți bagi un reșou în priză, te încălzești cumva. Nu să-l țin acolo, nu-i dau medicamente, deci acolo sunt foarte stricți. La bine, cine să facă? Toți în spitale sunt foarte duri. Nu, dar cine când să vine vorba de a-i respecta și pe niște oameni care nu mai pot să facă nimic, că sunt acolo pe terapie intensivă, nu mai stricți. Nu-i mai interesant. Cine să le facă? Mi s-a părut că în țară a contat mai mult cine? În acest weekend. Niște funcționari. Ia, stau să uite pe Facebook. De mult faptul că a murit un milionar. Las pe mine cu... Român, sau a suscitat mult mai mult interes, poate, faptul... Nu știu dacă am ajuns la acest grad de cinism sau de... cum să zic? Inerție, de lipsă de reacție. Băgați-o pe aia cu nepăsare. Mi s-a părut că, de exemplu, mulți sunt mai atrași de faptul că cel mai bogat român, ca așa se spune... Da. Și misterios în același timp a murit într-un accident aviatic la Milano. Aici era o poveste interesantă. Da, că făcea parte în clubul de la Monaco. Nu știu ce e cu clubul ăsta, poate domnul Tăbăcaru face nu parte din el. Monaco, și ne spune, este ocean, dacă aveți reședință la Monaco, nu, bine, nu o trebuie să întreb asta, că nu. Nu-mi place. Uite, de exemplu, am fost într-o vacanță în Franța, ca să vezi ce fel de om sunt în general. Fac o paranteză. Și am stat într-o zonă, cu ani de zile în urmă, foarte, mă rog, blindată de personaje dădește importante din Europa. Arhiducele Luxemburg, regele Belge aveau reședință acolo. Cea mai mare reședință din acea zonă, nu o să spun unde, era unui român. Normal. Nu m-am interesat. Da. Normal. Deci ce regele mergeai, Belge? Mergeai mult pe proprietatea aia până sus. Avea garduri electrificate cu danger de mort, scria pericol de moarte frumos pe garduri. Nu m-a interesat cine este. Nu m-am interesat o clipă cine este. Nu mi-a plăcut niciodată să fac chestiile astea. Dar ca idee, proprietarii acelei vile pe care am închiriat-o ne-au spus acest lucru. Ăști românii misterioși sunt despre care știam că, mă rog, conduc lucrurile din umbră, sunt, să zicem, din ei, din rândul acestor făcea parte și Dan Petrescu, cel care și-a pierdut viața pilotând... Eu, acest avion personal, eu nu știam foarte multe și nu știu nici astăzi despre această persoană. Însă vreau sunt să foarte spun puține ceva. Poze cu el. Vreau să spun un lucru, pentru că am fost rugată să spun acest lucru. Da? Deci am fost rugată în mod special să spun acest lucru despre acest domn. În Olbia, în Sardinia, există o comunitate de români care construiesc o biserică, o biserică maramureșană. Și omul ăsta a venit, a trecut pe acolo, nu a venit special pentru asta. Se pare că avea treabă în zonă sau, mă rog, venise în vacanță.
românii noștri s-au dus la el și au cerut bani pentru biserică și a dat 100.000 de euro pentru 100.000 de euro pentru acea biserică. Și în acest moment biserica se construiește cu oameni pe care el i-a plătit și care înțeleg că stau în alte case, de exemplu, prietenul meu are oameni în casa lui din România care construiesc această biserică. Deci eu am fost rugată să spun acest lucru, că omul a făcut acest gest pentru comunitatea din Olbia, pentru comunitatea românească din Olbia și am făcut-o. Și o fac cu toată deschiderea pentru că se pare, și că, oamenii noștri de acolo au nevoie de atenție. Da, deci sigur, sunt mulți români, îi mai știm, de la Popoviciu până la nu știu care, care dețin foarte multe spații comerciale și trăiesc foarte bine din aceste ceea ce mi s-a spus însă a fost faptul că au ajuns foarte ușor la el. Adică l-au oprit. Vorbim despre Dan Petrescu, poate punem și noi niște imagini cu așa, cu ce s-a întâmplat acum, da. Deci eu nu-l cunosc, dar pare că... Deci avea o latură pozitivă, asta vrei să spui. Da, asta vreau să spun. O tragedie, sigur, care a umbrit cumva... Ești negustor și ești pricopsit, trebuie neapărat să fie rău. Zău, eu după Revoluție țiu minte că în 1994-95 nu eram imperialiști care am venit să sugem sângele poporului. Bine, mai sugem și sânge, mai sugem și voi, dar toată treaba este că și acum s-a păstrat chestia asta, blestemele, ce aveți, mă? Eu cunosc, da, că asta e meseria mea, cum voi vă știți între voi, eu cunosc zeci de negustori, precopțiți în România, mai așa, mai așa, care, da, bă, sunt oameni ca oamenii și băieți de treabă și... Baba, nu că mă dau pe mie de exemplu, dar eu sunt un om ca oamenii. A, de exemplu, tata aia cum a scăpat de canal? Când a fost boier. Cum a scăpat de deportare din sat? Când a fost chiabur. Și a fost mijlocaș. Și unele sunt mijlocaș. Că să știți că diferența dintre... 1.600.000.000 nu se vede nimic. Tot casa aia o ai, și doar că ai în conturi pe acolo. Bun. Dar ești un om ca oamenii. Ei, mă gândesc la scandalul ăsta de proporții. Domnul respectiv era un om ca oamenii, având această avere extraordinară, deci impresionantă pentru orice țară. Se pare că a fost în arealul lui Ion Țiriac. Așa? Sau nu știu cine a fost în arealul cui. Da. Au fost partenerul. Cu siguranță că era și un filantrop, cu siguranță că era și un om care... Bun, eu vreau să spun că în paralel cu povestea de la Constanța, cumva acest accident și detaliile despre viața unuia dintre cei mai misterioși români au umbrit o poveste care n-ar fi trebuit să fie umbrită niciodată. Da. Ce s-a întâmplat la Constanța. Acum urmează și moțiunea și uite așa, va fi un nou dosar. Ce este? Dacă n-am știut ce, e o moțiune? Cine va moșteni averea lui Dan Petrescu? Pă bune, chiar nu mă interesează. Sunt vehiculate niște nume în presă acum. Mădălin, dacă îmi dai voie. Partenera lui de face sau mama lui. Nu dai o moțiune? Mă? Nu știu. A, nici ea nu știe. Nu știu, domnule. Dacă îmi dai voie. Sigur, o să vină mult și o să spună atât a avut de stat pe pământ, degeaba venim noi. Că n-a luat nimic cu el. Da. Poate nu era rău dacă avea și un pilot care să piloteze avionul ăsta. Știi? La fel cum s-a întâmplat cu miliardarul care avea compania care deținea și o televiziune aici în România și care într-un elicopter, într-un elicopter în Alaska a căzut pe un ghețar, n-a mai scăpat nimeni de acolo. Deținea și televiziune și deținea și o rețetă. Poate n-ar fi rău să se gândească la faptul că pentru fiecare meserie sunt niște oameni care se pregătesc și care au sute mii de ore de zbor și pentru meseria asta ai nevoie de așa ceva și la banii ăia plătește și un pilot. A murit un copil, sunt lucruri, un an, sunt lucruri într-adevăr groaznice care s-au întâmplat, dar trecând peste povestea unui român despre care nu știm mare lucru și care și-a făcut o afacere colosală, în primul rând din afaceri imobiliare, pentru că știu unde să-și placeze, că a avut informații, că n-a avut informații, banii. Mai sunt unii ca el și care, într-adevăr, trăiesc în afara țării. Nu știm cum și-au dezvoltat afacerile, dar avem o poveste foarte puternică în afara țării. Apropo de milionari. Este probabil cel mai mare scandal din ultimii 10 ani. Pentru că numele implicate în această poveste sunt uriașe. E vorba de, știți, de Pandora Papers, scandalul ăsta? Este nou. Ține prima pagina ziarelor din afară și de-abia... după Panama Papers. După Panama Papers, care a fost acum 5 ani. Ăsta e de ieri, de azi. Exact. Este
o chestie uriașă. E vorba de oameni care împreună ar avea o avere de vreo 200 de miliarde de dolari. Averile lor sunt estimate la cam la nivelul ăsta. Și sunt oameni triști care nu se pot bucura de averile lor, nu? Că și le pun prin offshore-uri, paradisuri fiscale. Da, le țin undeva, mă rog, și au greu pentru a ocoli niște rețele de taxare. Dar ideea este că numele implicate sunt foarte mari. E vorba până și de Putin, Vladimir Putin. De exemplu, amanta lui a fost, în urma acestor dezvăluiri, s-a aflat că și-a luat un imobil în Monaco. În Monaco și așa mai departe. Sunt nume ca Sarkozy, nume ca Tony Blair implicate în povestea asta. Șef de state de prin spațiu arab. Aproape 12 milioane de documente. Avem români? Avem români? Haideți că... Sunt asociați cu Rise Project, cei care la un moment dat l-au șifonat rău pe Liviu Dragnea în perioada aceea și au creat mari prejudicii. Și s-au dus exact la organizația mamă acestor jurnaliști de investigații. Au trimis 12 milioane de documente. Dar încă noi provenind, n-am găsit. Nu provenind, încă nu. De-abia a început scandalul. Okay. De-abia au fost vehiculate numele grele din acest. Nu, chestii de ore. Adică ce spunea practic Mădăline, treabă de 48 de ore. Exact, asta zic. De-abia a început. Scandalul de-abia a început. O să fie nenorocire. Cu apărarea mea o să fie nenorocire. Treabă de 48 de ore. A început de duminică noapte. Uh-huh. Sunt convins că mulți șefi de state, acum și politicieni din România, au nebunit în momentul în care au aflat ce se întâmplă pe prima pagina ziarului din afară. De ce nu mă întrebați pe mine ce în Costa Rica, unde s-a mutat Panama, în Costa Rica? Apropo de... Da, hai să... Deci sunt peste 300 de responsabili publici, 35 de șefi de stat. Da, așa este. 130 de miliardari. Așa este. Vă dați seama că de-abia a început, n-ai cum să-i dai, dai cu porția. Vă dați seama ce mici suntem? Și vă dați seama cât va ține acest scandal. Cât va ține acest scandal, este o nebunie. Și vom vedea vreo demisie. Demisie de ce? Vom vedea vreun șef de stat. S-a ajuns până la Cehia, premierul ceh Andrei Babis. Își prezintă scuzele în fața poporului. Draga mea, niciodată nu se va dovedi. Dar de ce? Și ca să ce? Să-și ceară scuze ca să ce? Nu. Dar de ce nu-și ține banii în bancă în țara lui, dacă e șeful unui stat? Ia întreabă tu. Întreabă pe Putin. Luați-o ușor aici, fetelor. Niciunul dintre aceștia, nu numai că nu va putea fi desconspirat. Dar există, dacă eu vă duc acum la o casă de avocatură, ții minte, Mădălin, că era intercontinental. Da. Nu era mare lucru. Care făceau aici în Cipru, acela gârlă. Ei, de când cu Cipru așa și la mândra, au plecat și băieții aia. Eu stând acolo lângă Panama și fiind la mine în curte toată treaba asta, sunt case de avocatură care sunt nu experți, nu specialiști, genii în pierderea urmelor. Poate nu știți că dacă transferi un leu din A în B, literele alfabetului nu ajung pentru câte conturi și mișcări și permutări de N luate câte M. Deci nu poți să există o casă de avocatură care... Dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, de ce Mossack în acest Fonseca moment iese acest document? Sau care este motivația pentru care aflăm despre el? Pentru că sigur... nu există nimic perfect pe fața Pământului. Cineva a vrut ca acest document... Fii atent, există... Cineva a vrut ca acest document să apară. S-au dat între ei. Uite ce spune un personaj foarte interesant, care se numește Oliver Bullock, este autorul cărții Moneyland. Da. Și care zice așa, dom'le, este partea întunecată a globalizării. De ce hoții și scrucii conduc acum lumea și cum să o luăm înapoi? Încep să apară, sunt niște lovituri între probabil servicii aici. Trebuie să spunem că sunt mulți șefi de stat și mulți băieți din politică și responsabili politici sunt în arealul serviciilor secrete. Nu numai când se transferă bani în offshore, nu transferă doar el. Plus toată suita de personaje care se află în spatele unui astfel de om politic. Unele dintre aceste fonduri sunt ale serviciilor, din diverse rațiuni, altele sunt și pentru ei, mă rog, lăsate pentru vremuri mai... Nu-i picicile pentru popor. Dar pe de altă parte sunt lucruri care sunt nefirești. Adică în momentul în care îl jecmănești pe un român, îl rupi pentru niște chestii de nimic, iar tu îți permiți genul ăsta de lux, care până la urmă este... în fiecare zi marcat și prin genul de prestație publică pe care o ai ca politician. Când vezi astfel de tragedii și tu trăiești în zona Golfului și a nivelului de viață extrem de ridicat pe care îl duci, e clar că nu mai înțelegi pe ăsta mic pe care îl taxezi oricând, îl amendezi, dă-i sar capacele când l-ai prins fără mască pe stradă, în timp ce tu ții congrese, cum s-a întâmplat cu PNL-ul. Nu numai PNL-ul, dar oricum, cred că toți politicienii au această problemă. În această perioadă e clar un război între populație și acest mod de a face politică. Nu știu de ce a ieșit acest scandal Pandora. Întrebarea este ce facem cu această informație. Noi, vom vedea care luăm amenzi pe străzi. Eu zic că în Cehia va fi un mega scandal. Da.
Sunt niște nume. La Tony Blair, care avea figură de cuminte și de băiat super salon. Săptămâna asta. Cineva, cu siguranță, va folosi. Deși la noi în România a venit și a luat mulți bani pentru niște prelegeri publice în perioada lui Adrian Năstase Tony Blair, dacă urmează. Și mulți bani și multe dosare. Și dosare în jurul lui și așa mai departe. Dar uite, acum încep să iasă la iveală. Uite, s-a aflat, e foarte interesant, de exemplu, s-a aflat că președintele Azerbaidjanului deține prin fiul lui, prin niște offshore-uri, nu știu câte clădiri importante și firme din Marea Britanie. Sunt lucruri care acum se află, adică genul ăsta de presiune care se pune pe opinia publică într-o perioadă de criză groaznică, va duce undeva. Nu știm ce se urmărește, sigur. Dar e clar că este un război. Noi suntem în război, al treilea război mondial. Eu spun de un an. Suntem în al treilea război mondial și mulți nu înțeleg ce se întâmplă. Loviturile vor fi majore, se joacă la nivel uriaș. Nu știu care sunt actorii, dar numele vehiculate sunt prea mari pentru a nu duce undeva la un moment dat. Ne vom prinde. Vorba domnului Tăbăcaru, de 48 de ore a început povestea 48 asta. De ore. Sunt 12 milioane, stați așa încă o dată, 12 milioane de documente. Absolut. Eu sunt sceptică. Ești sceptică? Da. Tu zici că pentru se va opri așa cum... Doar, zici că e doar o poveste interesantă de presă? Eu cred că vorbim de niște sume colosale, vorbim de niște oameni foarte puternici, care dacă vor să se afle ceva, se află, dacă nu. Să nu se afle, așa e. Ce discutăm? Adică nu duce nicăieri această informație. Doar... Nu face altceva pe mine, personal, Sarmiza Antroni, pe mine mă frustrează să văd că în lumea asta mare se pot face bani altfel decât știu eu. Înțeleg? Nu, dar da, să știți că mult dintre banii ăștia nu sunt bani negri. Și nu sunt bani urâți. Nu, luați. Și atunci care e interesul? Haideți să vă spun care este interesul. În aceste offshore. Vă spun într-o fracțiune de secundă. Sunt oameni, eu le zic ghiorțani, care cred că i-au făcut mămica lor, ca să nu folosesc termenul ăla al meu, milionari. Și nu se îndură nici la un 10, nici la un 12, nici la un 16%. Deci, cum o ce? Pe ce de să nu mai plătească impozite. Stai. Deci nu se îndură, că l-a făcut măsa milionar. Da. Și atunci el se duce în aceste offshore-uri pentru zero ăla și pentru nu știu ce, că așa l-a învățat pe el, unul. Dar la mine, dacă eu ție acum ți-ara vreo doi oameni de afaceri din România, cât de proști este? Dacă de proști este, de zice hiat. Bărea Corele a fost la hiat, bre, e, așa? Nu mai te miri că ăla s-a dus la o companie să-l ducă într-un offshore unde să nu dea ăștia cât are el de dat acum, nu știu ce. Hai să vă dau acum reversul. Cine câștigă după urma unor astfel de treburi? Statele care au zis, stați așa. La mine, orice operațiune comercială faceți, 10%. Hai, executarea. Și să deschid zeci de firme de oameni cu nițel obraz. Deci nu e că vă dau 10% și gata, dor liniștit. No. Și deja sunt state care acum absorb și din Panama, și din insule, și de nu știu unde, la 10-12%. Și vin eu și vă întreb. Vă rog. Statul român ar putea să facă lucrul ăsta? Cine e statul român? Aci la noi pe cojoc? Lăsați-o. Potrivit președintelui. Ar putea să facă inițiative de genul. Ca să poată să faci treaba asta. Italia, vă aduceți aminte că a făcut treaba asta cu niște ani? E vorba de, ascultați-mă. Când era premier faci... Berlusconi, da. A făcut-o. La Vinea. Amnistia fiscală. La Vinea, ca să faci treaba asta, trebuie să ai un sistem fiscal solid și, de ce să nu fiu corect, extrem de secret. De exemplu, Costa Rica este numită Elveția Americii Centrale. Monene, acolo, banca e bancă, banul e ban, taxa e taxă. Știi când îți ia taxa acolo? Nu raportezi, nu lasă-mă că face gigica. La semestru face bilanțul, face balanț. Nu! În clipa în care operațiunea comercială s-a încheiat, da. Nu, pleacă automat. Absolut. Se ia din bancă automat fiscul. Și știi cum stai de liniștit? E așa. Uite, pui bani la bancă. Vă spun, sunt două bănci de stat, una de 2,75, una de 3,25, la noi în Costa Rica. În clipa în care, la sfârșit de an, îți iei interesul, automat ce al statului pleacă. Cât ai, bă, de luat? 2860. Nu mai e, bă, ai numai 2613. Și gata. Ce ți-a luat statul? Pe loc. Și atunci îți dă și ție o încredere, dă și băncii, dă și boborului, că boborul e râios. Și stai, bă, dar ce eu-s mai prost? Și uite, așa se calmează apele. Mi-ai spus dacă aci pe cocioc ar merge. Mm-hmm. N-ar merge. De ce? Pentru că sistemul bancar este șubre. Pentru că moneda națională încă e șubre. Când o avea euro, treacă meargă. Și al doilea,
să mă iertați, sunt român, român, neauși, copiii mei au filme cu nume românești. E golănia asta care nu poți să zici că ai încredere. Și nu putem depăși? Nu, dar depășește tu și viu și eu după tine. Te promit că viu după tine. Chestia asta cu sistemul bancar este șubred. Sigur. Dar sunt bănci din străinătate. Dar sunt România. Înseamnă, bun, asta și înseamnă că vorbim despre incompetență sau despre reavoință? Adică... Că nu sunt bani românești care noi, nu se noi gestionează. Noi putem pune problema fără niciun fel de ezitare dacă e reavoință în România sau incompetență. Reavoință o vedem și în administrarea, putem vedea și în administrarea crizei. Nu, eu vorbesc de sistemul ăsta bancar, că vorbim de niște bani și niște sume. Tot omul, ce răvălie e? Că-i cu bani sau cu mere? Eu vorbesc despre faptul că băncile astea au și ele bănci în România, da? Au filiale în România. Și de aici scot foarte mulți bani. De ce? Păi bun, asta era întrebarea. Mă gândeam mai că mulți poate decât oriunde în Europa. Mai mulți decât oriunde în Europa sunt analiști care spun pentru asta. Pentru că a fost un răspuns pe care ni l-a sugerat, nu l-a spus cu subiect și predicat. Uite, de exemplu, suntem avertizați de un expert că s-ar putea să existe probleme și în sistemul bancar. În Italia a picat o bancă, cea mai veche bancă considerată din lume. Nu e prima. Se mai întâmplă. În America deja sunt niște presiuni uriașe asupra sistemului bancar. Ne gândim cu groază în ceea ce privește România și acest sistem în care tot timpul băncile străine au tot luat din țară și au externalizat profiturile și așa mai departe. Ce s-ar întâmpla în condițiile unui guvern care administrează lucrurile cum se întâmplă de nu știu câți ani în România? Pentru că vine o criză uriașă. Vedem ce se întâmplă cu prețurile la gaze, la curent, la sar. Au sărit de 3 ori într-o lună. S-au crescut de 3 ori într-o lună. Nu știu spre ce ne ducem și oamenii ăștia par rupți de orice fel de realitate. Vom fi lăsați pe cont propriu până în vara viitoare. Au alte priorități. Dar se preocupă de moțiunea de mâine în mod special și de lista scurtă. Ne spune și locului moțiunea asta cu noi doi. Eu cu Lavinia noi nu știm ce e mâine. Nu știm. Dacă nu știm, spuneți-ne și nouă. E o moțiune că ce? Cenzura asta nu e la voi, la presă, cenzura? Hai că vă explic după purtă. Hai, explicați-mi. Deși nici eu nu înțeleg prea bine. Important e că e o listă scurtă acum. Aoleu, scurtă rău? E o scurtă, scurtă, da. Scurtă, nu e lungă, Nu e lungă, partea, varianta scurtă. Scurtă de un om. Cu numele care ar putea lua locul lui Florin Cățu. Scurtă de un om. Vă încântă că cineva ar putea lua locul lui Florin Cățu? Adică ne așteptăm la lucruri extraordinare? Nu. Dar nu ia nicio. Și cine? Dacă vine la ce faci? Eu n-am treabă cu Cățu și nici Sarbis, dar că cine vine? Gică de la hai că vă zic eu cine se spune că ar putea veni. Cine? Și evaluăm după pauză. Evaluăm? Gata. Evaluăm. Vorbim și despre declarația zilei care s-a întâmplat în Norvegia. Este fabuloasă. Aflăm ce spune un înalt oficial din domeniul sănătății despre COVID-19. N-ați mai auzit așa ceva și mi se pare extrem de important. Una dintre cele mai pertinente opinii spuse de un responsabil european în ultimul an și jumătate, vorbind de asemenea despre constituirea unui Consiliu Mondial. Ce ziceți despre asta? Mișto. Se va întâmpla. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente.